Aceștia au servit bine și au fost greu de depășit la blocaj, astfel că și-au adjudecat primul set fără emoții cu 25-11, aflați la ultimul meci din acest sezon, deoarece au jucat în devans ultimele două partide. Bănățenii au încercat în continuare să lasă ultima impresie bună suporterilor, astfel că au evoluat mult mai bine în setul secund, pe care l-au controlat până pe final. Gazdele au condus cu 19-14, 21-26 și 24-23, dar băimăreni au reușit să se impună până la urmă cu 27-25, grație atacurilor lui Socaciu și blocajelor reușite de Lupu și Mocanu. În setul 3, Explorer a condus cu 3-0, după care timișorenii au punctat de 6 ori consecutiv. Băieții antrenați de Marius Bota și Sorin Pop nu s-au pierdut cu firea și au preluat din nou conducerea cu 15-14 și nu au mai cedat-o până la finalul setului. Traian Gemănariu de la echipa din Timișoara și Robert Țuțea din Baia Mare au fost cei mai eficienți jucători în acest meci, ambii realizând câte 15 puncte. Vlad Negran nu a făcut deplasarea, fiind în continuare accidentat.